conformitate cu dispoziția primarului numărul 27 din 23-2024, vă invităm să participați la ședința de lucrări, ședința ordinea de Consiliu Local Comunal, ce va avea loc în data de 30-2024, orele 13, în sala de ședință a Consiliului Local Sângulei. Ordinea de zi este următoare. Ca să punem la vot ședința anterioară. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patronatului Asociației de Dezvoltare Intercontinentală pentru salubrizarea Bacău Adis pentru anul 2024, inițiator primarul comun. Avem hotărârea ADIS numărul 5, care, cum să ne vedem, va avea o cotizație de 7.700 de lei. Ea e împărțită de diferite categorii de unități administrative. Face parte din Asociația de Dezvoltare, asta este cotizația anuală, trebuie să achita. Întrebări? 2. Proiect de hotărâre privind emiterea acord preluabil și autorizație de amplasare și sau acces în zona drumului public către SC de gaz Grind sa inițiator primarul comunei. Deci la Bărsulești, cei de la Gaz Grind iau și modifică tot traseul. Schimbă cablurile și inclusiv stația de transformare. Deci nu se montează nimic altceva în plus. Dar merge pe schimbare, deci mai venim pe rirea rețelei. Și de acord pentru a da accesul la urmările comunale. Întrebări? Până la vot. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru motopompa Honda GT240. După câte știți, de fiecare dată, în momentul în care se achiziționează un utilaj care consumă carburant, trebuie ca să îi luăm să-i aprobăm, pentru că nu mai apare în fișa tehnică a aceluia. La motopump, domnul Vicearva și-a făcut un consum, deci în 10 ore consumă 6 litri de benzină. În 6 ore de ce? Deci 6 ore 10 litri. 1,66. Deci 1,6 litri de benzină pe ora de funcționare. Asta sunt rezultatele astea. Asta e consumul. Întrebări? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului sistem informatic pentru transformarea digitală a comunii Sângulei de Bacău, inițiator primarul comunei. Deci aici se dorește a se pune un proiect pentru digitalizare pe cea întregii instituții, iar valoarea totală de licitile este de 75.000 de lei. Vreți să depunem? Nu nicio fel de problemă să depunem. Dacă nu vreți să depunem, pierdem bani. Undeva la vreo 50% poate avea șanse să ne accesăm aceste fonduri. Deci nu e niciun bani de la bugetul local. Votat. Cine pentru la? 5. Diverse. Înscrie cineva? Nu. Și din tot încheiat.